Trupul neînsufletit al polițistului Gheorghe Ionescu se află depus la capela cimitirului Ghencea 3 militar, unde va rămâne toată noaptea până mâine când va avea loc slujba de înmormântare. Toți cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, prieteni sau colegi polițiști, pot veni aici în această noapte pentru a-i aprinde o lumânare, pentru a-i aduce un ultim gând și pentru a-și lua rămas bun de la Gheorghe Ionescu. Va avea loc mâine slujba de înmormântare cu onoruri militare. La această slujbă va participa și ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea. Și ceea ce pot să vă spun este că în aceste momente, în capela cimitirului, sunt foarte multe persoane care suferă, îndureroate, și vorbim despre foarte multă tristețe. Despărțirea este foarte grea și în situația asta este absolut cumplit. Cu ochii înlăcrimați, colegii polițiști l-au condus la capela cimitirului Ghencea pe Gheorghe Ionescu. 5 motocicliști și 2 mașini de la rutier au condus convoiul, iar alte 8 autoturisme au mers în spatele sicriului. Sute de oameni au aprins o lumânare. Prietenii și vecinii au adus coroane de flori și au plâns la căpătăiul lui. Toți își amintesc cu drag de cel care era porecrit Dulăun. Păcat de tinerețea lui, că s-a întâmplat, s-au mutat și de 2 săptămâni în casă, încă n-au terminat-o, a muncit, a pus cărămidă pe cărămidă pe să-și ia pedeapsa cea mai mare să-și ia pentru sufletul care și-a făcut datoria de polițai, de meseria care a avut-o. Ce să mai vă spun, a fost un om nemaipomenit. 3 săptămâni, Gheorghe Ionescu a stat în comă la spitalul Floreasca. Medicii spun că a făcut stop cardiac și, din păcate, manevrele de resuscitare nu au mai avut niciun efect. Sora acestuia a venit din Italia să-și ducă fratele la groapă. A fost purtată pe brațe de cei apropiați. În urma polițistului au rămas regretele prietenilor și o familie sușiată de durere. Cum îl știți, una? Un om bun. De cât timp îl cunoaște? De 20 de ani. Da? Da. S-a mutat aici? Da. Am venit să aprindem o lumânare. Mama este un băiat tânăr, este niciun câine nu poți să-l trântești așa, Doamne, să-l omor cum l-a omorât. Sub inspectorul de poliție, Gheorghe Ionescu, a fost decorat post-mortem în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul și profesionalismul de care a dat dovadă în slujba legii. Președintele Klaus Iohannis i-a conferit post-mortem Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. De altfel, în 2013, Gheorghe Ionescu a întocmit cele mai multe dosare șoferilor care au consumat alcool și s-au urcat apoi la volan. Noaptea de 1 spre 2 august însă a fost lovit în plin cu mașina de către milionarul turc în timp ce era în misiune. Abdullah Ataş, supranumit Sultanul Veiozelor, nu a oprit în timpul control de rutină. Nu a frânat nici atunci când a văzut că polițistul e pe capotă, l-a târât așa 350 de metri. Colegul care tocmai traversa să intre în dispozitiv pe axul drumului s-a trezit cu șoferul mașinii de teren, care n-a mai avut timp, deci în momentul în care a încercat să-l evite pur și simplu sau să-l oprească din semne, a fost pur și simplu aruncat pe capotă. S-a încercat blocarea sau prinderea lui. Ca de obicei, tehnica a trădat a nu știu câta oară pe colegii mei și s-a ajuns unde s-a ajuns. Anchetatorii au stabilit ulterior că afaceristul avea în momentul producerii accidentului o alcoolemie de 1,65 și conducea cu 180-200 de km pe oră. Acum este cercetat pentru omor calificat și riscă închisoarea pe viață. Polițistul Gheorghe Ionescu va fi înmormântat duminică la cimitirul Ghencea Militar, iar familia va primi un ajutor de 20.000 de euro.